O șefă de direcție, doi reprezentanți ai unei agenții imobiliare și un angajat al Agenției Servicii Publice din cadrul primăriei Chișinău au fost reținuți, ei fiind suspectați că ar fi pretins bani de la mai multe persoane pentru a le soluționa diferite probleme ce țin de competența primăriei sau a serviciilor cadastrale. Astfel, principalul suspect este șefa direcției Patrimoniu Municipal, care în schimbul unor sume de bani ar fi urgentat eliberarea unor acte cu privire la prelungirea relației contractuale de locațiune cu privire la exploatarea încăperilor nelocative din Chișinău. Tot în aceleași dosare este bănuită și conducerea agenției din Chișinău, Capital Imobil, întreprindere desemnată de CMC pentru organizarea licitațiilor publice în vederea obținerii dreptului de arendare a terenurilor și spațiilor nelocative. Urmărirea penală pe cazul dat a fost pornită în luna septembrie, persoanele fiind cercetate pentru abuz în serviciu, corupere activă, pasivă și trafic de influență.